psihologului, didactic, profesorilor, se răspunde cu multă bucurie și dovadă că Mihaela este astăzi alături de noi. Doamna Mihaela Bună a pregătit un material, Enescu și Dante. Ceva mai mari, de liceu și clasa 8-a. Văzând că sunt totuși copii de clasa unică de gimnaziu, o să încerc să remodelez un pic intervenția, în așa fel încât să înțeleagă și ei câte ceva și pornind de la universalitatea lui Eminescu și de faptul că Eminescu este cunoscut, aș vrea să vă spun că întâmplător la Paris am avut surpriza să descoper bustul lui Eminescu, central, în apropiere de Collège de France, chiar în spatele parohiei ortodoxe române, pe partea laterală a bustului, este un fragment din poezia La Steaua, în limba română și traducerea în franceză. Asta așa o introducere la tema pe care eu mi-am propus-o, auzind că doamna profesoară Abraham vorbește despre orientalism, domnișoara Iacob despre Eminescu și Leopardi, am căutat așa un loc, un stau liber ca să pot să fac niște apropieri mai izolite și să citez pe Eminescu puțin în afara curentului romantic. Voi atunci când vorbiți despre Eminescu, folosiți acea sintagmă, ar fi cunoscută, ultimul mare romantic european. Eu aș spune că Eminescu nu este un romantic al curentului, sau numai al curentului. Romantismul există început din Renaștere. Romantismul în accepțiunea de, hai să spunem, realizare, da? Concept. Și atunci am încercat să stabilesc o similitudine, o apropiere între Eminescu și poetul italian, da? Care face trecerea de la tenebrele evului mediu la Renaștere și opera lui cea mai cunoscută, cea mai citită, Divina Comedie, probabil o cunoaște sau măcar ați auzit de ea. Prin urmare, Eminescu poate fi pus în legătură cu înaintea și cu cei care au fost înaintea lui și din un pic acest paradox, iată, apropiindu-mă de romantismul Renașterii, da? Dar poate fi pus în legătură și cu cei care au urmat după el, cu poeții simboliști și poeții moderni, pe aceeași coordonată a romantismului etern. Literatura italiană i-a fost cunoscută lui Eminescu din perioada studiilor la Cernăuți, din perioada studiilor vieneze și berlineze în diverse traduceri. Chiar și manuscrisele atestă acest lucru, manuscrisele sale. A încercat să traducă un fragment din Principele lui Machiavelli, a încercat să traducă din Ariosto, Orlando Furioso, există încercări în acest sens. Există și un propriu Dodecameron, aluzie certe la opera la Decameronului Boccaccio. Revenind acum la interferențele spirituale cu Dante. Minte Kremlis povestea la un moment dat, atunci când Eminescu îi făcea curte asiduă și o sărută, îi cere volumul din Divina Comedie și îi citește acel fragment cu celebrul cuplu de îndrăgostiți, Paolo și Francesca. Există o referință clară într-una din opere, la Dante. E vorba de poezia Icoană și privat, publicată în 1870. Frumusețea ta divină, nemaigândită, sfântă, ar fi cerut o arcă puternică ce întâmplă. Cu flori stereotipe, curaje, diamante, nu pot fi fiu frumusețea cea veșnică, pregătită de Dante. Mai există apoi o referire la Dante în dicționarul de rime și Camate. Urmărind celălalt nivel al influențelor, la nivel tematic, da? La nivelul imaginarului poetic,
și chiar la nivel filozofic, descoperim de asemenea nenumărate similituri. Eu știu că poate răbdarea voastră a cam atins cote maxime după 5 ore de curs, dar v-aș buca un pic de asta. Mulțumesc! În ceea ce privește imaginarul poetic, Enescu se întâlnește cu Dante undeva la felul în care el vede poezia ca elegantă, ca stil, ca limbaj aparte. Și dacă Dante îi inspirea pe cei lipsiți de stil și cu o elocvență vulgară, iată ce spune Enescu. E ușor a scrie versul când nimic nu-i ascunde. Înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune. Deci asta iarăși un cuplet în gândire. Apoi, referitor la poezi, la sensibilitatea artistică, la un moment dat, Dante vorbește, pornind sau pe tradiția filozofiei platonicene și aristotelice, despre acea sensibilitate aparte a poezii, despre acel organ special pe care el plasează între realitate și opera și imaginație. Organul care prinde ca un receptacol ceea ce oamenii obișnuiți nu pot să prindă. Și Eminescu, la rândul lui, vorbește despre despre acest organ al absolutului sau despre sufletul universal. Și iată ce ne spune scrisoarea pasă. Dar organele fermate și instigări regulare vechiul cântec mai frăpante, cum în nopți, zborul soare. E vorba de poetul care deplânge pierderea acestei capacități, acestei sensibilități unice aparte de a prinde ceea ce ochiul obișnuit al omului de rând. Revenind acum la nivelul tematic, observăm iubirea lui Dumnezeu, prototipul sau idealul feminin, care are legătură strânsă cu idealul feminin al lui Dante. Iubita Beatrice este mai mult o manifestare a feminității pure, intens vizualizată. Doamna Angelicata, care pare prezent în poezia de dragoste inesceană. Femeia Pili, femeia care e hierarhică, care mângâie sufletul poetului, e un ideal pur, între realitate și ideal, interpunându-se adeseori realitatea și dezamăgirea. Ar mai fi de amintit și vizualitatea imaginii în eșană. Se vorbește mult despre imaginea artistică în eșană și despre muzicalitatea aparte. Dar să nu uităm că e vorba și de o vizualitate aparte a imaginii sale, iarăși un punct important de întâlnire cu opera lui Dante. Fantezia cu care acesta surprinde în două culori doar, exigenția cromatică a roșului și a negrului, în predarea imaginii ferme. La Eminescu, aceeași capacitate unită de a reda prin câteva culori și mai ales prin nuanțe, un imaginar poetic aparte. Hai să ne aducem aminte de Sfârșul Nord din Lacrimă, Bacul pe care toți îl cunoașteți, așa este? Vă aduceți aminte de acea amplă descriere cu imagini deosebite, cu foarte multe epitete cromatice, epitete ornante, evocative și chiar apreciative, da? Cu lacul care nu lipsește din natura ineșeană, cu castelul curate și perfăcat, cu florile care smălțuiesc împrejurimile, cât de mult se apropie această imagine de imaginea paradisului Dante. Puncte de interferență există nenumărate. Eu am mai găsit multe altele, nu vreau să vă rețin foarte multe atenția, pentru că mai sunt și vorbitori și copii care sunt dorni să recite. Cred că Eminescu trebuie să fie aproape de sufletul. El este mereu actual, mereu modern. Sintagma aceea de Eminescu este depășit, mie chiar îmi displace, pentru că atunci când abordați opera lui cu sensibilitate, cu suflet, încercați să o înțelegeți, sunt sigură că veți rezona puternic cu sensibilitatea sa
chiar dacă ține de secolul XIX și de curentul pe care noi l-am numit romanic, la care, iată, devansează epoca și prin prelungirile sale, poate să fie pus în legătură cu romantismul renașentist sau cu sensibilitatea modernă. Mulțumesc!